cum s-a întâmplat? De sub bord, de acolo, din partea dreaptă, a început să iasă o flacără mică. Și ardea așa, mocnit. Și mi-a făcut semn mie să-i dau un stingător. Și i-am spus că n-am. Deci chiar atunci au început să ardă. Și m-am dus eu până la Burdujeni, am dus clientul și când m-am întors, deja ardea în plină flacără. Dacă avea stingător, era bine. Duminică seara, aproape de miezul nopții, dispeceratul nostru a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la un autoturism aflat în zona centrală a municipiului Suceava. Imediat, colegii mei de la detașamentul de pompieri Suceava s-au deplasat cu auto specială la fața locului, unde mașina ardea aproape în totalitate. Șoferul a declarat că a simțit miros de ars încă de la plecarea din parcarea subterană centrală, iar apoi a văzut un fum gros și flăcări care au izbucnit din zona bordului, mai precis a playerului auto. Treptat, focul s-a dezvoltat rapid, alimentat cu oxigen, din cauza faptului că autoturismul se afla în rulare și în scurt timp l-a cuprins complet. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, iar cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost stabilită ca fiind scurt-circuit produs de un cablu electric defect. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.